Șoricelul de la țară și cel de la oraș. Într-o zi, șoricelul care locuia la oraș a plecat să-și viziteze prietenul care locuia într-un satuc uitat de lume. Șoricelul de la țară a fost foarte bucuros să-și revadă amicul care locuia departe și s-a pregătit cum se cuvine să-l întâmpine. A pregătit o masă plină pentru bunul său.